Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un episod de Speed Build. După cum puteți observa, sunt din nou în Evergreen Harbor, este lumea care vine împreună cu pack-ul Eco Lifestyle, iar de data aceasta decorez apartamentul Pinecrest Apartments 402. În niște episoade anterioare, ceva mai în spate, am decorat apartamentul care se află în lateral, se află lângă vis-a-vis și cred că este Pinecrest Apartments 404, dacă nu mă înșel, iar și acela am decorat pentru două persoane, pentru o familie cu un copil, de exemplu. Și pe acesta, care se află lângă 402, îl voi decora pentru un single sim, pentru un singur sim sau pentru un cuplu, deoarece în total vom avea doar un singur dormitor, o baie, zona de living, care e un open space, unde se află bucătăria, cum am zis, living-ul și dining room-ul. După cum puteți observa, a venit iarna, cel puțin în joc, în Sims, am reușit și am schimbat anotimpul să ne integrăm așa mai bine în luna de decembrie, deși în realitate nu se întâmplă acest lucru, cel puțin în, aici unde locuiesc eu, în partea de vest a țării noastre. E destul de cald și sunt niște temperaturi destul de ridicate, ceea ce nu te prea duce cu gândul la luna decembrie sau cel puțin cu gândul la Crăciun. Totuși, sperăm, poate, o să avem puțin noroc și poate o să ningă cel puțin de sărbători. Ar fi drăguț, nu știu, îmi place că ninge și îmi place acel peisaj care se formează. Cum se schimbă toată atmosfera, totuși e altceva atunci când ninge decât, nu știu, când e cald și sunt temperaturi de primăvară, ce să mai zic, pentru că da, este destul de ok și bine, nu pot să zic că este chiar cald, dar este relativ ok pentru luna în care ne aflăm, pentru luna decembrie, cum am mai spus. Deși am auzit că a început să ningă prin alte zone sau cel puțin la altitudini mai mari, prin țară, clar, acolo ninge cel mai prima dată și da, ce să zic, sperăm și așteptăm, poate o să se întâmple și la noi această minune, practic, să ningă acolo puțin, nu prea mult, dar cât să creeze, practic, cum am zis, atmosfera de Crăciun. Bun, revenind la apartament, cum am zis, acesta este format din open space, de care mă ocup în momentul de față, decorez, am pus și un brăduț. Am făcut bucătăria, care este destul de micuță, iar pe parcurs o să o mai modific, o să vedeți, o să mai revin la bucătărie și o să mai schimb din obiecte, pentru că nu-mi place cum am creat prima dată și da, o să fie așa un du-te vino, practic, o să termin cu această zonă, cu living room, cu dining room și înainte să trec mai departe o să revin asupra bucătăriei din nou pentru a o remodifica, iar ceea ce o să vedeți, din nou, nu o să fie bucătăria finită, bucătăria gata, voi mai reveni din nou, voi interveni a treia oară, practic, dar acest lucru îl voi face off-camera, adică nu este filmat și o să puteți observa doar la final și în screenshot-uri cum am modificat. Singurul lucru pe care l-am făcut în final a fost să schimb dulapurile, momentan le folosesc pe acestea care se află în jocul de bază, iar bucătăria finală are niște mobilă, niște dulapuri atât jos cât și sus din pack-ul Dream Home Decoration, nu știu, mi se pare că arată mai bine și se integrează parcă mult mai chic în acest living room. Bun, zona de dining se află imediat lângă bucătărie. O să fie o masă cu patru scaune, momentan sunt doar două, dar o să le remodific. O repoziționez un pic diferit, o să întorc masa și o să mai adaug încă două scaune. Iar în sufragerie avem o canapea, un love seat din acela micuț, o să urmeze să pun și un mic fotoliu, avem un televizor și lângă televizor o să mai am și o bibliotecă în partea dreaptă, exact unde se află ușa care dă spre dormitor. Pentru a decora, practic, în această temă de Crăciun, m-am folosit cel mai mult de itemele care se află în pack-ul Season și în Holiday Celebration. Dacă nu mă înșel, cred că acestea sunt singurele două pack-uri pe care le avem și în care se află obiecte specifice sau tematice Crăciunului și care, bineînțeles, le poți folosi pentru a decora. Îmi place mult cum a ieșit living room-ul și acolo în spate unde am pus bradul, de aceea am vrut un open space, practic puteam să creez o bucătărie
să fac o cameră dedicată pentru bucătărie, dar atunci mi-ar fi luat din spațiul pentru living room și practic nu aș mai fi avut unde să pun bradul, de aceea am lăsat această cameră un open space, dar am creat un mic coridor, după cum puteți observa la intrare, avem un foarte, foarte micuț coridor, pentru că am vrut practic să delimitez puțin zona de intrare, intrarea cu această cameră, cu acest open space, iar acolo o să urmeze să decorez imediat după ce se termină aici cu living room-ul. O să fac o mică zonă de intrare unde o să pun niște obiecte de clutter pe care le-am primit în noul kit. O să pun o oglindă și un cuier la fel pentru haine, iar asta o să fie cam, o să mai pun, cred că, un mic covoraș pentru zona de intrare în fața ușii, iar asta ar fi cam tot așa în mare. Aici în living room, în partea din stânga, unde se află acel fotoliu pe care l-am luat din pack-ul High School Years, am făcut așa o mică zonă pentru plante și, da, m-am folosit de blooming kit, cred că, dacă așa se numește, cred că, sper să mă înșel. Acolo sunt, în acel kit sunt doar plante. Și am vrut să creez așa o mică zonă acolo în colț, în lateral. Iar, da, urmează, cum am zis, să revin asupra dining room-ului și practic am schimbat poziționarea mesei pentru a putea adăuga încă două scaune și într-un total să am patru. Iar, da, asta ar fi cam tot așa mare. Mai aleg câteva obiecte în momentul de față. Adică mai selectez câteva obiecte în momentul de față pentru anumite încăperi, de exemplu pentru dormitor deja am ales un covor pe care l-am găsit aici pentru a fi mult mai ușor. De obicei, cum am zis, mi-e greu să găsesc unele obiecte atunci când le caut și când dau peste ele, practic le iau și le pun în încăperea în care doresc să le folosesc pentru a nu mai reveni din nou asupra anumitor obiecte și să le caut și de obicei, în cele mai multe cazuri, bineînțeles, să nu le găsesc, pentru că așa mi se întâmplă. Și le găsesc așa random când în general mă ocup și fac altceva. Iar aceasta este zona de care ziceam, acest mic coridor, îmi place cum a ieșit și el. Am pus acel cuier, de fapt nu față în față cu ușa, cu ușa de la intrare o să pun oglinda. Iar aici pe acest perete o să pun niște obiecte de clutter, nu știu, mi se pare că arată destul de drăguț și mă declar mulțumit așa cum a ieșit în final. Prin acest episod de Speed Build am deschis, așa să zicem, sezonul Crăciunului și vor urma în continuare episoade, am mai pregătit câteva episoade dedicate Crăciunului și voi decora, vreau să decorez, pot să vă dau așa un mic hint de pe acum, vreau să decorez o casă pentru o familie care va fi un pic mai măricică, mă gândeam nu știu la o familie alcătuită probabil din 4 sau 5 Sims persoane și tot așa decorată pentru Crăciun, sunt curios să văd cum o să iese și bineînțeles o să urmeze să o postez, o să vedeți în zilele care urmează pe canal, bineînțeles vă puteți abona și puteți activa clopoțelul, atunci veți fi notificați de fiecare dată când postez. Originea ID-ul meu sau EID-ul meu este Gravity Gaming, iar în galeria jocului, cum am zis, acolo puteți găsi toate casele, toate apartamentele pe care le construiesc sau pe care le decorez. Bun, urmează să mă ocup de baie. În momentul de față o să decorez baia, care este o baie destul de lungă, este 4x2 dacă nu mă înșel, da, și am avut suficient spațiu, practic aveam nevoie oricum de o baie destul de mare, deoarece aceste geamuri m-am împiedicat așa puțin să pot să creez un layout al încăperii și mi-a fost un pic așa mai dificil, adică a trebuit să gândesc toată această idee unde să le plasez, deoarece geamurile, din păcate, nu le putem modifica, nu le putem replasa unde vrem noi sau măcar, nu știu, să le înlocuim cu altele, ar fi fost mai ok, să zic eu. Și da, în baie se află acel geam care este destul de măricel, iar în continuarea lui, pe laterală, mai este încă un gemuleț care este puțin mai micuț, dar da, ocupă foarte mult spațiu din încăpere și la fel este în dormitor. Avem la fel un geam destul de mare și unul mai micuț. Nu mă deranjează acest lucru în dormitor, de exemplu, dar în baie it's too much. Sunt mult prea multe geamuri, mult prea multe ferestre și ar fi fost drăguț sau nu știu, interesant să le putem modifica sau să le reînlocuim noi. Bun, mai urmează să mă ocup de dormitor, așa cum am zis.
E un dormitor destul de ok și ca și mărime. În acest apartament nu este niciun birou cu calculator. Am optat pentru a pune în dormitor încă un televizor, dar voi puteți să modificați, de exemplu, dacă vreți să aveți și un calculator sau îl puteți pune în... De fapt, nu, în living room e deja pradul și ocupă destul de mult spațiu, deci n-ar mai fi loc, dar ați putea să-l puneți aici în laterală, unde se află fereastra, unde se află geamurile și zic eu că ar fi destul de ok-ish. Am încercat aici să creez așa un dressing, dar nu mi-a prea ieșit, deoarece nu am avut suficient spațiu din nou. Mi-ar fi plăcut ca acel perete pe care se află ușa să a fost puțin mai măricel, atunci ar fi intrat practic ce aș fi vrut să creez eu, dar m-am mulțumit să pun doar un dulap simplu și asta a fost tot. Singurul obiect de improvised skill-ul este acea chitară care se află în acest dormitor, iar asta ar fi cam tot în acest speed build. Singurul lucru pe care vi-l mai pot spune este acela să dați un like la acest episod dacă vi-a plăcut, bineînțeles, să vă abonați la canal din nou. Și asta ar fi cam tot. Noi atunci o să ne reauzim data viitoare, așa că bye guys!